Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Transilvania Culturală aici la Radio Transilvania Zalou, la microfon Daniel Săuca. Astăzi avem onoarea să-l avem ca oaspete pe poetul, scriitorul, preotul Ioan Pintea. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră. Mă bucur că m-ați invitat și că sunt din nou după foarte mulți ani la Zalău, coborând în oraș, mi-am adus aminte că n-am fost la Zalău de când eram în armată la Târgu Mureș și am venit aici, în orașul dumneavoastră, la un mare festival de muzică și poezie. Era prin anii 80. Iată că sunteți invitatul nostru după ce, în anul 2012, aici am avut ca oaspeți pe Nicolae Felipceanu, pe Andrei Marga, pe Adriana lui Gheorghe, Ana Blandiana, Ion Pop, Emil Hurezeanu, Nicolae Scheanu, Vasile Muste și George Achim. Vă mulțumesc! M-ați introdus într-o galerie foarte importantă a culturii românești, a poeților români. E foarte onorant pentru mine. A fost un an rodnic pentru noi și, și pentru scriitorul Flavius Lucăcel. Cei care am organizat această serie de lecturi publice la Zalău. Deci noastră veniți de la Bistrița, într-o zonă extrem de bogată cultural. Aveți și o funcție publică în domeniul culturii. Cu ce gânduri sau dinspre ce adieri veniți așa la noi? În primul rând vin cu mare bucurie, pentru că noi așa, Daniel Săuca, ne cunoaștem de atâta vreme, cu Flavius Lucăcel la fel. Știu că sunteți o grupare culturală foarte importantă aici la Zalău, de oameni tineri, oameni care aveți niște proiecte culturale foarte bine gândite, și mă bucur să fiu astăzi cu voi, pentru că știu că faceți lucruri foarte serioase aici la Zalău, din punct de vedere cultural. Faptul că, nu e așa, mi-ai citit mai înainte de pe această listă, aici la Zalău a venit Ana Blandiana, a venit Nicolae Prelipceanu, Emil Hurezeanu, Adriana lui Gheorghe. Spune foarte mult. Și noi la Bistrița ne bucurăm mult când putem să aducem acești poeți foarte importanți, acești cărturari importanți, pentru că noi suntem cumva la margine, și Bistrița și Zalăul, dar se pare că suntem niște centre de cultură foarte vii și efervescente, și cred eu că și Bistrița și Zalăul au de spus lucruri importante în ceea ce privește cultura. Și noi la Bistrița organizăm, de pildă, mâine colocviile Liviu Rebreanu, o manifestare cu tradiție, unde, așa cum faceți și voi, și noi invităm intelectuali importanți, vor veni la Bistrița Nicolae Breban, Ion Simuț, Cornel Ungureanu, Constantin Cubleșan, Alex Goldiș, critici, istorici literari, prozatori, care sunt foarte apropiați de Liviu Rebreanu. Prin urmare, suntem colegi în aceste programe și suntem colegi la masa de scris. Și tu, Daniel, și Flavius, și ceilalți prieteni de-ai noștri tineri de la Zalău, suntem, pe cât suntem de inspirați, scriitori. Scriem poezie, scriem proză, critică literară. Am pus pe picioare niște reviste literare. Voi aici, Caiete Silvane, o revistă de prestigiu, apreciată în toată țara, am văzut-o comentată peste tot, și în România Literară, și în Steaua, și în Vatra, și în revista Cultura. Și noi la Bistrița am pus pe picioare, împreună cu Olimpiu Nușfelean, cu Virgil Rațiu, cu Andrei Moldovan, și iată, cu regretatul Ion Moise, care s-a stins zilele acestea, am pus pe picioare revista Mișcare Literară, fondată de Liviu Rebreanu.
aceste întâlniri practic sunt unica șansă aproape a scriitorilor din țară de a se vedea, de a schimba opinii, de a, de a pune la cale ce se mai întâmplă în acest domeniu extrem de generos, în același timp extrem de complicat al culturii. Cât de adevărată mai este sintagma, expresia că poeții se citesc numai între ei sau scriitorii se citesc numai între ei? Există un public, simți că există în țară un public dornic de poezie, de cultură, la urmă? Sintagma aceasta e în parte adevărată și în parte neadevărată. Într-adevăr, ne citim între noi și e bine că ne citim între noi, pentru că ne știm cărțile, ne știm poezia, ne știm proza, teatru, critica literară, dar eu cred că există și cititori de poezie. Sigur, sunt grupuri foarte mici, dar există și cititori de poezie, există cititori de literatură. Sigur, cei cititori de proză sunt mult mai numeroși, dar există și cititori de critică literară. Altfel nu ar dispărea cărțile din librărie. Deci, la Bistrița sunt achiziționate, după câte știu eu, și la bibliotecă, dar și la librărie, foarte multe carte de poezie. Și cartea de poezie se cumpără. Sigur că există și un festival organizat de Dan Coman și de prietenii lui, Poezia e la Bistrița, nu? Ați auzit de festivalul acesta? Există și festivalul Coșbuc, există festivalul Rebreanu, mă refer la proză, și atunci scriitorii sunt cunoscuți, pentru că aceste colocvii, aceste festivaluri fac ca o serie de scriitori să fie cunoscuți sau recunoscuți și atunci cărțile lor sunt cumpărate, ajung în mâinile cititorilor. Sigur, de pildă vă dau un exemplu. Bistrița are o casă a cărții, are o librărie foarte puternică. Numele casei cărții este Nicolae Steinhardt. Există o librărie iar foarte importantă numită Radu Petrescu, pentru că trebuie să știți că prozatorul Radu Petrescu a fost ani, mulți profesori în județul Bistrița Năsăud și noi ne-am gândit să îi păstrăm amintirea și atunci iată, o librărie din Bistrița poartă numele lui Radu Petrescu. Deci, până la urmă, și librăriile acestea fac, să spunem așa, ca situația cititorilor să fie mai bună și ca situația scriitorilor să fie mai bună, adică cărțile lor să devină vandabile și să fie aproape de ei. Sigur, de pildă rămân uimit. Am fost nu demult la Târgu Mureș la o conferință, la o întâlnire acolo și am rămas uimit că orașul Târgu Mureș nu are o librărie. E ceva care pe mine m-a pus pe gânduri, m-a uimit. Sigur că există într-un magazin, într-un supermarket, nu? Un colț unde sunt niște cărți, dar nu există o librărie emblematică a orașului. Nu se poate oraș fără măcar o librărie puternică. Pentru că altfel cărțile nu ajung la cititori, pentru că altfel orașul e lipsit de contactul cu cartea. Oricând ne-am strădui noi, instituțiile culturale, să facem, să spun așa, acțiuni importante cu scriitori, sigur, e important acest lucru, dar trebuie să existe și un loc unde cartea merge către cititori. Există bibliotecile, nu? Da? Dar este bine ca omul care citește să poată să și cumpere cartea, să o aibă în biblioteca lui personală. Cu toate că vânzările sunt în picaj. Sigur, sigur. Asta nu se mai vinde carte, da, în general. Nu sau se mai un anume vinde tip de carte. Da, da.
Acum, sunt autori foarte importanți care se vând și sunt o mulțime de autori care zac pe rafturi. Dar asta nu se întâmplă numai în anii aceștia. S-a întâmplat și s-au întâmplat și în anii 80 și deci nu, și cred că situația asta nu e numai la noi, numai pe plan local sau pe plan național, și internațional. De pildă, eu am participat acum o lună de zile, cred, la târgu de carte de la Frankfurt. Cel mai mare târg de carte din lume. Și am văzut o concurență acerbă între marile editori din lume. Și să știți că erau editori de la mari edituri care, fiind în concurențe cu alte mari edituri, se plângeau că vânzările, nu, vânzările au scăzut foarte mult. Mi se pare un singur scriitor din România a declarat public că poate să trăiască din scris, din cărți. Restul se descurcă cum pot. Acum, nu cred, te-ai referit la Cărtărescu, dar cred că nu numai Cărtărescu. Să știi că sunt și alții care trăiesc, probabil la trăiesc mai modest. Mă gândesc la Filip Florian. Filip Florian chiar a declarat într-un interviu că trăiește din scris. Da, poate nu trăiește la nivelul lui Mircea Cărtărescu, dar trăiește din scris. Și poate sunt mulți pe care noi nu-i știm sau nu ne aducem aminte în momentul de față. Sigur, din scris e greu să trăiești, dar fiecare se străduiește, face cum poate dacă e scriitor și dacă nu trăiește, supraviețuiește. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Transilvania Cultural, astăzi cu poetul, scriitorul și preotul Ioan Pintea. O zonă extrem de interesantă la dumneavoastră. Cum de un preot activează și în această zonă laică, să spunem, sau cum se împacă cele două? Daniel, întrebarea asta mi-o pune toată lumea. Eu nu mi-o pun. Dar dacă lumea mă întreabă, eu trebuie să-i răspund. Înainte de a fi preot, eu am fost bibliotecar. Am lucrat într-o bibliotecă. Cărțile sunt viața mea. Sunt un clișeu, dar așa este. Nu știu cât sunt de important ca scriitor, ca poet, dar cred eu și spun sincer acest lucru, sunt foarte important ca un care citește. Sunt un cititor de elită. Asta pot să spun fără jenă, fără rușine și fără orgoliu. Prin urmare, existența mea este o existență legată de cărți și, desigur, de biserică, pentru că sunt preot și nu-mi neglijez nimic din cele ce sunt ale bisericii. Îmi fac rânduiala cum se cuvine după toate regulile bisericii, sunt preot paroh, dar de când mă știu, am avut o viață culturală. Și ca să ne pot trăi așa cum se cuvine, a trebuit să o articulez și pe zona aceasta a bisericii, a teologiei, dar și pe zona pur și simplu culturală. N-aș putea să trăiesc fără liturghie, nu pot să trăiesc fără Sfânta Liturghie, nu pot să trăiesc fără poezie, fără literatură, fără cultură. Prin urmare, cred că nu am nicio vină că trăiesc așa. Încerc
să le împac. Și preoția și cultura. Și cărțile mele, dacă sunt citite și sunt citite și cu atenție, atunci cititorul poate să-și dea seama că nu sunt cărți pur literare, dar nu sunt nici cărți pur teologice. Un exemplu ultim, un exemplu recent, ar fi cartea mea apărută la editura Cartea Românească, Proximități și Mărturisiri. Un jurnal de preot și de scriitor. Cine va citi această carte, mă va înțelege foarte bine. Va pricepe foarte bine cum reușesc să mă mișc între biserică și cultură. Un aspect extrem de important care merită să subliniem la această emisiune este faptul că ați fost apropiat de Părintele Steinhardt. Anul acesta sunt două centenare importante, Caragiale și Steinhardt. Al doilea umbrit și nu prea de alte lucruri, și ați fost aproape de Părintele Steinhardt și v-ați ocupat de o parte sau mare parte, deci, din ceea ce astăzi se spune că este opera Părintele Steinhardt. Câteva cuvinte despre acest lucru, vă rog. Cred că o să repet ceea ce am mai spus. Părintele Steinhardt mi-a bucurat tinerețile și, cum singur mărturisește, eu i-am bucurat căruntețile. Sigur, întâlnirea cu Părintele Steinhardt e esențială pentru viața mea. Întâlnirea cu el m-a schimbat total. Nu numai că m-a așezat definitiv pe drumul teologiei, dar m-a și așezat așa cum se cade, așa cum se cuvine, pe drumul acesta către cultură. Am un respect și am tot sufletul meu dedicat acestei întâlniri esențiale. De aceea îl pomenesc foarte mult pe Părintele Steinhardt. Unii chiar m-au criticat pentru aceasta. Unii chiar au intrat în polemică cu mine pe această problemă, pentru că sigur, unii chiar m-au acuzat și au zis prea mult folosesc numele lui Steinhardt și prea mult vorbesc despre ucenicia mea la Steinhardt. Dar nu pot să tac, pentru că dacă acestea s-au întâmplat, le mărturisesc în scrierile mele, în textele mele, și cum îmi spuneam, sunt extrem de recunoscător lui Nicolae Steinhardt. M-am străduit să îi aduc omagii felurite. Am scris despre Nicolae Steinhardt. Am scris despre cărțile lui. Am editat o mare parte din opera lui. Sigur, o editare care poate să fie și discutabilă, pentru că nu a fost o editare într-o ediție critică, dar atunci când eu am început să editez opera lui Steinhardt, Steinhardt era cunoscut prin Jurnalul Fericirii și eu cred că am adus o contribuție destul de importantă la cunoașterea lui Nicolae Steinhardt, că am editat acele cărți pe care tu le știi prea bine, cărți care practic au trecut ani și iată că
editura Polirom face gestul cel mai important și editează opera integrală într-o ediție critică de zile mari. E un lucru foarte bun. Anul acesta e centenarul Caragiale și centenarul Steinhardt. Eu m-am străduit la Bistrița, se pare că am și reușit să îl omagiez pe Nicolae Steinhardt și opera lui, cum spuneam, așa cum se cuvine. Am organizat centenarul Steinhardt la Bistrița, pentru că la Bistrița Steinhardt a venit de foarte multe ori. Locuiam și eu acolo, a fost și la mine acasă de multe ori. A iubit Bistrița. Nu trebuie să uităm, de pildă, că Sergiu Algeorge, prietenul lui foarte bun, indianistul, se trăgea din județul Bistrița în Săudră. Decinile lui erau la St. George's Bay. Prin urmare, îl iubea foarte mult pe Coșbuc. Nicolae Șnean l-a iubit foarte mult pe Coșbuc. La provocarea mea a scris un text, cred eu, esențial despre Coșbuc, pe care l-am introdus într-una din edițiile Primejdiei Mărturisirii. Prin urmare, Steinhardt a fost foarte legat de Bistrița și de Bistrița Năsăud. De aceea, cum spuneam, am organizat centenarul Steinhardt luna trecută. A fost o manifestare amplă, cu invitați foarte importanți. Spun câțiva dintre ei: academicianul Eugen Simion, George Ardeleanu, istoricul literar George Ardeleanu, cel care s-a ocupat la modul foarte serios de opera lui Nicolae Steinhardt, a scris o carte până în ceasul acesta, cred eu, unică în ceea ce privește interpretarea lui Steinhardt, Nicolae Steinhardt și paradoxurile libertății, arhi cunoscută cartea și fără de care nu se mai poate discuta astăzi despre monahul de la Rohia. Au fost foarte mulți teologi, foarte mulți literați, sigur a participat înalt preasfințitul Andrei, mitropolitul nostru de la Cluj, au fost foarte, foarte mulți participanți. Vorbesc dintre cititorii lui Steinhardt. Au fost peste 250 de oameni la acest centenar. Cei care au receptat, cei care au ascultat conferințele care s-au ținut la Bistrița timp de o zi pe tema Steinhardt. În ceea ce mă privește, am scris câteva texte despre opera lui Nicolae Steinhardt pe care le-am publicat în revistele România Literară, Steaua, Viața Românească, Mișcarea Literară. Oarecum, cred că mi-am făcut datoria. Steinhardt mi-a dat foarte mult. Mi-a acordat prietenia lui. Nu știu dacă eu am fost în stare în acești ani să întorc împătrit tot ceea ce mi-a dat el, dar m-am străduit, am făcut și fac acest efort. Vorbeați, doamna, de întâlniri esențiale. Ce ar trebui să înțelegem noi la modul esențial din acest centenar sau din această rememorare a unei personalități controversate, spectaculoase și așa mai departe? Ce ar trebui să înțeleagă ascultătorii noștri? De ce e important Steinhardt? Steinhardt este foarte important, în primul rând, prin convertirea sa. Un evreu care devine ortodox e o fericire pentru Biserica Ortodoxă, dar e o problemă pentru neamul din care vine. Sigur, lumea poate nu știe, dar ar trebui să-l citească pe Steinhardt să vadă cât de polemică, cât de scandaloasă, spun în ghilimele, este această convertire. Pentru că Steinhardt s-a convertit cu sinceritate și există mărturisiri în cărțile lui
despre această sinceritate a convertirii lui la ortodoxie. N-a existat niciun fel de fariseism, pentru că trebuie să ne aducem aminte, Steinhardt era un scriitor atunci când s-a convertit, era și în pușcărie, dar era un scriitor nu foarte cunoscut. Când a venit la Rohia, de asemenea, publicular nu îl cunoștea. Revistele literare îl cultivau, îl știam noi, cei care îl citeam, cei care citeam revistele literare. Citeam critică literară, citeam eseistică, dar lumea, cititorii pe care i-are astăzi, sunt sigur că nu știau despre Steinhardt, despre opera lui. Prin urmare, cred eu, nici Steinhardt n-a visat la o asemenea posteritate. Dar lucrul esențial pe care Steinhardt l-a făcut e convertirea din pușcărie, pe care o știm acum, e arhicunoscută, și intrarea lui în monahism la o mănăstire din nordul țării, undeva foarte departe de centru, în mijlocul pădurii. Acest gest a deranjat pe multă lume, a deranjat mulți dintre conaționalii lui, pentru că gestul acesta lui arată sinceritatea lui. Sigur că e ușor să te numești cardinalul Lustige, și el un convertit important la creștinism, să fii cardinalul Parisului, să fii apreciat de toată lumea și de conaționalii tăi. Și altceva să fii Nicolae Steinhardt, convertit la ortodoxie, să trăiești undeva într-o mănăstire foarte retrasă, în munți, între păduri, în Maramureș. Cred că cineva la un moment dat va trebui să scrie despre cele două convertiri, convertirea cardinalului Lustige și convertirea lui Nicolae Steinhardt, și să traseze corespondențele importante care sunt între cei doi intelectuali de rasă. Și o carte jurnal, Jurnalul Fericirii, ar probabil cea mai bună carte în domeniu, pentru mulți. Prin sinceritate, prin abordare, prin trăire, prin suferință, e un punct de vedere. Da, cred că cineva a spus, după anii 90, prin anii 90, când a apărut această carte, că e cea mai terifiantă, e cea mai importantă carte a Estului. Eu rămân uimit și am scris și am notat în jurnalul meu care a apărut la Cartea Românească de ce această carte nu este receptată cum se cuvine, nu în România, pentru că aici majoritatea cititorilor știu despre Jurnalul Fericirii, dar dincolo, de ce nu a fost receptată în străinătate așa cum se cuvine? Sigur, eu știu niște amănunte pe care le povestesc în această carte, Proximități și mărturisiri, pentru că Jurnalul Fericirii merita o altă soartă internațională, după părerea mea. Este o carte foarte importantă pentru memorialistica românească, zice Nicolae Manulescu. Dar, după părerea mea, această carte depășește zona memorialisticii. E, dacă vrei, Daniel, și roman. Are și niște arierplanuri dramaturgice. E o carte scrisă oarecum postmodern. Unul din criticii literari care au vorbit la centenarul Steinhardt chiar a făcut o analiză a scriiturii
acestui jurnal. Cartea aceasta încă nu e interpretată pe toate palierele ei. Sigur, la prima vedere e o carte de memorialistică, dar e și o carte de teologie adâncă. Până la Jurnalul Fericirii, eu unul n-am întâlnit în alte cărți de teologie, în alte interpretări, un nou mod de a interpreta Evanghelia, de a interpreta creștinismul. De pildă, există o mulțime de pericope evanghelice pe care noi preoții, teologii în general, le cunosc interpretările. Sunt deja câteva interpretări tradiționale fixate pe o anumită morală, pe o anumită țintă. Ei, Nicolae Steinhardt vine și interpretează altfel, dar fără să facă erezie. Aici e foarte important. Fără să greșească. E înăuntru dogmei, dar vine cu interpretări noi. Eu am debutat în volum, cred, nu mai aduc aminte acum pe loc, prin 92. N-am reușit până atunci să public un volum de versuri și titlul cărții mele s-a numit Frigul și frica. O carte foarte bine primită la momentul respectiv de către critica literară din România. Scriam o poezie ermetică, încifrată, cu dese trimiteri politice, sociale. O poezie în care nu mă mai recunosc acum. Am îmbătrânit și eu, am mai înaintat în vârstă. O poezie din start fără limpezime, fără claritate. În ultimii ani m-am trezit brusc, am trezit dintr-o dată că poezia trebuie să-i vorbească și celuilalt. Să-l fac și pe celălalt să înțeleagă ce vreau eu să spun în text, ce doresc eu să spun acolo, să reușesc să-i transmit odată cu cuvântul scris și emoția. Și atunci am trecut la un alt mod, să spun, de a scrie poezie. O poezie poate mai simplă, o poezie poate mai directă, dar care, cred eu, nu e dezbrăcată de elementele esențiale ale poeziei din totdeauna. Cred eu și cel puțin mi-au spus criticii literari atunci când a apărut volumul meu de versuri Casa Teslarului la editura Cartea Românească. Criticii au primit această carte foarte bine, au primit-o favorabil și mulți dintre ei mi-au spus că Ioan Pintea a devenit limpede, a devenit mai clar, e cristalin, ceea ce mă bucură foarte mult. O să vă citesc două, trei poezii. Amăgire. Încă nu facem confuzie între părul încărunțit și bătrânețea care vine.
faptul că ne ridicăm în fiecare dimineață de la pământ câțiva centimetri e o dovadă că speranța e un ceas elvețian și care odată pornit întreține elanurile zilei și noaptea e un tărâm din ce în ce mai îndepărtat. Pe asta cel puțin suntem siguri. Pe asta cel puțin putem conta. Emily, sunt oare în stare poeții să abandoneze poezia și încet, încet să se retragă în orășelul Amrest, dragă domnișoară Emily, și acolo anonim și ascunși în ei înșiși, precum broasca țestoasă, ca pe o bucată de sticlă să șlefuiască propria tăcere? Poate oare să lepede precum lepezi o haină învechită trecutul lor de fluture și să devină omizi, dragă domnișoară Emily, încuiați în camere izolate zile întregi? Pot ei să împletească funii și să ridice scripeți și în coșuri mari de nuiele să trimită jos pâine și apă muritorilor? Sau în cel mai bun caz, pot ei, poeții, să câștige concursul anual de prăjituri din orășelul Amrest și cu onor să închine ode și imnuri furnicilor carnivore, dragă domnișoară Emily? Mai pot acești omuleți frumoși, cu mâini mici și puternice, să spargă între degete, de dragul Domnului, stelele cerului departe de lume și ca niște îngeri de foc să lumineze pâlpâind țara mea, dragă domnișoară Emily? Cântec de înviere. Dacă ai norocul să fii un serafim și timpul prielnic și direcția de zbor e pe deasupra cimitirului, poți să auzi vocile poeților cum se înalță la cer și poți vedea cum focuri de aur ard în mințile lor și cum poemele se nasc precum copiii care nu vor să vină pe lume trase cu forcepsul. Oh, câtă grijă maternă și câtă iubire acordă poeții cerului albastru și aerului tare și rarefiat de deasupra oamenilor. Cât de încântați sunt ei când stau pe terasă, cu o sticlă de bere în față și privesc insistent un pechinez care tocmai trece pe zebră, strecurându-se abil printre picioarele pietonilor, asemenea paznicilor de far, dau în fiecare zi și în fiecare noapte piept cu uraganul, soarele stă în loc, luna trece pe cer așa sfântă și clară și numai stâlpul de foc înalt și zvelt ca o ispită, ridicat dintr-o dată între ei și Marea Roșie, precum zidul Berlinului în fața inspirației, îi mai surprinde. Au ei poeții vii o tehnică anume, lângă ei Dumnezeu se face mic, mic de tot, un omuleț acolo, care se lasă dus de mână și încântat îi urmează ascultător până la marginile pământului. Privește și el uimit cum printr-o mișcare absolut surprinzătoare grația lor atinge perfecțiunea. Dacă ai norocul să fii un serafim și timpul prielnic și direcția de zbor e pe deasupra cimitirului, observi cum înviem unul câte unul și cum glorioși ne înghesuim la ferestre și pur și simplu nu știi ce să mai zici, pentru că toată lumea vede în sfârșit câțiva poeți, un Dumnezeu mic și un pechinez trecând pe zebră, strecurându-se abil printre picioarele trecătorilor. Scriitorul, poetul Ioan Pintea, citind din volumul Casa Teslarului, îi mulțumim pentru prezența la emisiunea Transilvania Culturală aici la Radio Transilvania Zalău. Vă așteptăm pe toți astăzi de la ora 16 la Centrul de Cultură și Arte al Județului Sălaj la o lectură publică susținută de Ioan Pintea. Vă mulțumesc pentru prezență la emisiune.
Vă mulțumim și vouă pentru atenție. O zi bună în continuare tuturor. La revedere!